Ministrul Muncii, declarații, o ascultăm. Care au muncit și au contribuit la fel. Odată ce s-a înfăptuit dreptatea, ea nu poate fi anulată. Nimeni nu poate interveni pentru a le diminua sumele primite în plus prin care li s-a făcut dreptate. Toate deciziile cu pensiile majorate rămân. Nici una dintre deciziile cu pensii majorate nu va fi anulată. Este nedrept că toată dezbaterea din media și mai ales din mediul politic despre această reformă a pensiilor s-a concentrat pe pensiile care au rămas cu aceeași valoare în urma recalculării. S-au concentrat pe cele aproximativ 17,5% dintre pensii care rămân la aceeași valoare, dar în proporție de peste 3 sferturi vor crește și ele de la 1 ianuarie 2025. Cum vor crește aceste pensii? Prin aplicarea mecanismului de indexare prevăzut în lege. Constat că cei care atacă această reformă sunt exact cei cărora nu le pasă de cei 3,8 milioane de pensionari care au fost neîndreptățiți decenii întregi și cărora prin noua lege a pensiilor li s-a făcut dreptate. Repet, constat că cei care atacă această reformă sunt exact cei cărora nu le pasă de cei peste 3,8 milioane de pensionari care au fost neîndreptățiți decenii întregi și cărora li s-a făcut dreptate prin noua lege a pensiilor. Cei care atacă reforma sunt adevărații adversari a echității în sistemul public de pensii. Sunt adversarii principiului contributivității, care spune că fiecare pensie trebuie să fie pe măsura muncii și contribuțiilor plătite. Cei care atacă reforma susțin perpetuarea inechităților și perpetuarea tratamentului incorrect la care au fost supuși 3,8 milioane de pensionari care au primit pensii mai mici decât alți pensionari care au muncit și contribuit la fel. Refuz orice fel de încercare de dezbinare a pensionarilor. Refuz o politică aurii. Continui să apăr drepturile tuturor pensionarilor din România. Este o minciună gravă care se rostogolește în spațiul public că 1 milion de pensii vor fi înghețate. Repet, este o minciună gravă care se rostogolește în spațiul public că 1 milion de pensii vor fi înghețate. Trebuie să știți că mă adresez prin intermediul dumneavoastră celor care transmit această informație falsă și care știu că este falsă și îi dezinformează în mod deliberat pe pensionari. Adevărul este unul singur, iar pensionarii din România merită să știe adevărul. Din totalul de 4,6 milioane de pensii, aproximativ 82,5% au crescut la recalculare. 13,8% se vor majora peste 4 luni la 1 ianuarie 2025, când va avea loc prima indexare a valorii punctului de referință conform legii. Repet, peste 13% dintre pensionari vor beneficia de indexarea de la 1 ianuarie 2025 conform legii. Tot de la 1 ianuarie 2025 se vor indexa și cele 3,8 milioane de pensii care au crescut la recalculare. Mai rămân doar 4,4% dintre pensii care vor avea aceeași valoare după indexarea de la 1 ianuarie. Ele vor avea aceeași valoare pentru că astăzi nivelul lor este peste contribuțiile plătite comparativ cu ceilalți pensionari. Cele 4,4% dintre pensii vor rămâne la aceeași valoare până când vor fi ajunse din urmă celelalte pensii care au avut aceeași bază contributivă,
dar au fost mai mici ca valoare. Repet, cele 4,4% dintre pensii vor rămâne la aceeași valoare până când vor fi ajunse din urmă celelalte pensii care au avut aceeași bază contributivă, dar au fost mai mici ca valoare. Fiindcă asta înseamnă echitatea. Ca cei care au avut mai puțin decât li se cuvenea, să-i ajungă din urmă pe cei care au avut mai mult. În câțiva ani, aceste diferențe se vor echilibra. Iar în final, toți pensionarii care au muncit și au contribuit la fel, vor avea pensii egale. În același timp, e important de spus că cele 4,4% din pensii care rămân la aceeași valoare beneficiază de principiul de bază că nici o pensie nu scade în urma recalculării. Dacă nu am fi impus principiul nici o pensie nu scade, cele 4,4% din pensii ar fi fost tăiate în urma recalculării pentru a fi aduse la nivelul de contributivitate aplicat celorlalte pensii. M-am opus acestui lucru. Nu am acceptat tăierea nici unei pensii. I-am protejat pe acești pensionari care primeau pensii peste nivelul lor de contributivitate, adică pensii mai mari decât ceilalți pensionari care au muncit și contribuit la fel. Am apărat acești pensionari pentru că nu este vina lor că legislația s-a modificat incoerent în ultimele decenii. Nu este vina lor că legislația anterioară le-a oferit pensii mai mari decât în cazul altor pensionari care au muncit și contribuit la fel. Deci, nu cei 4,4% dintre pensionari au fost neîndreptățiți, cum susțin acum, în mod fals, reprezentanții unor partide în goana lor după procente electorale. Cei 4,4% dintre pensionari au fost protejați să nu li se taie pensia, cum probabil ar fi încercat alții care au mai încercat să taie pensii în România. Nedreptatea nu este la cei 4,4%. Nedreptatea a fost la cei 82,5% dintre pensionari care au primit pensii mai mici decât ar fi avut dreptul. Lor, celor 3,8 milioane de pensionari, li s-a făcut dreptate prin această reformă a pensiilor. În concluzie, li s-a făcut dreptate celor 3,8 milioane de pensionari prin majorările obținute în urma recalculării, nici o pensie nu scade. Acesta este adevărul despre reforma pensiilor din sistemul public. Având în vedere faptul că toate aspectele operaționale cu privire la aplicarea legii 360/2023, reforma privind sistemul public de pensii, au fost derulate de Casa Națională de Pensii Publice, îl invit pe domnul președinte Daniel Baciu să vă prezinte situația la zi cu privire la situația pensionarilor care s-au adresat caselor de pensii în această perioadă, la pensionarii care nu au primit încă deciziile de recalculare și cu privire la termenul de contestare. Stimați reprezentanții ai presei, îmi doresc ca datorită dumneavoastră românii să știe adevărul. Reforma pensiilor este despre dreptate socială pentru toți pensionarii din România. Vă mulțumesc și îmi permit să-l invit la cuvânt pe domnul președinte Daniel Baciu. Vă rog, domnule președinte. Mulțumesc, doamna ministru. Bună ziua tuturor. Așa cum am prezentat la ultima conferință pe care am ținut-o împreună cu doamna ministru, aș vrea să vin cu cifrele finale către dumneavoastră cu privire la numărul de
pensionari, numărul de, nu neapărat și pensionari, și asigurați ai sistemului public de pensie, care ni s-au adresat în această perioadă, din momentul când a început acest proces de distribuție, de distribuire a acestor decizii de recalculare și până în prezent. Deci avem la nivel național 49.000 de audiențe acordate de către conducerea caselor teritoriale de pensii pentru clarificări asupra deciziilor de recalculare. Pe lângă aceste audiențe, mai avem cereri de revizuire sau cereri de recalculare transmise în format electric, cât și în format electronic la casele teritoriale de pensie în număr de 13.600. Deci avem un număr de 62.600 de cereri pe care le-am avut fie prin audiență, fie prin cale electronică, pe care le-am primit în această perioadă din partea pensionarilor. Din aceste 62.600 avem un număr de 2.853 de decizii de recalculare, care colegii mei le-au analizat, urmează a fi revizuite în cel mai scurt timp posibil. Este un procent de 0,062% la nivel național din numărul total de decizii de recalculare care au fost trimise către toți pensionarii din sistemul public. Este un procent foarte mic. În perioada imediat următoare, aceste decizii vor fi revizuite. Sunt niște erori materiale pe care s-au făcut la diverse județe în țară, pe care noi vom veni în perioada imediat următoare și le vom revizui, astfel încât pensionarii să-și primească drepturile corecte, drepturile legale, drepturile legitime care li se covin în baza noii legi a pensiilor, vorbim de legea 360/2023. În această perioadă, Într-adevăr, și acum avem o afluență mare din partea pensionarilor. Eu zic că este normal acest lucru. Am spus-o de fiecare dată și o mai repet. Este o nouă lege a pensiilor care reformează din temelii sistemul public de pensii. Nu este o lege așa ușor digerabilă pentru toată lumea și noi suntem acolo ca să oferim aceste informații tuturor acestor oameni care ni le solicită. Acesta este dreptul, e menirea noastră, de asta suntem la serviciu, asigurăm în proporție de ghișeele noastre au fost suplimentate în această perioadă, toate birourile de relații cu public, astfel încât să reușim să dăm toate informațiile necesare pe care pensionarii ni le solicită în această perioadă. Este normal și firesc acest lucru și o vom face și în continuare. De obicei avem o afluență de public în prima parte a zilei, de dimineață, la orele 8. Dacă mergem și acum, dacă doriți, vă invit la un sediu de casă teritorial de pensii, putem să mergem în Lacul Tei sau în Vitan, să vedeți că la ora aceasta nu mai sunt persoane la ghișeu. Colegii mei reușesc să dea toate informațiile tuturor pensionarilor care ni le solicită. Vreau să vă spun că mai avem încă o noutate legislativă, chiar acum în Parlament, după cum bine știți, se aprobă, este la vot final în plen, majorarea plafonului de impozitare a pensiilor de la 2.000 la 3.000 de lei. Este și asta o măsură benefică pentru pensionari. Am spus-o și o repet de fiecare dată, acest lucru trebuia făcut, se impunea, pentru că am avut majorări succesive ale pensiilor și era normal ca acest plafon de impozitare să fie ridicat la 3.000 de lei. Practic, pensionarii vor câștiga și aici, cei care sunt în acest ecart între 2.000 și 3.000 de lei, vor câștiga încă 100 de lei la pensie. Cu privire la termenul de... Am auzit foarte mult în spațiu public cu privire la termenul de contestare. Acest termen este foarte clar prevăzut în lege, este scris foarte clar și în decizia de recalculare acolo undeva în subsol. Acest termen decurge de la momentul când această decizie a fost primită de către pensionar și are acest termen de 45 de zile pentru a formula o contestație. Noi am făcut deciziile, vă spun din capul locului, nu pentru a fi contestate. Am încredere în colegii mei, am încredere în profesionalismul colegilor mele că aceste decizii au fost corect făcute. Avem acest procent de 0,62%, este vorba de niște erori materiale, zic eu că sunt normale și firești la volumul de muncă care a fost în
în această perioadă, credeți-mă că în casele de pensii au fost zile când s-a lucrat și până la miezul nopții și aceste erori materiale noi spunem că vom veni cu o soluție și în perioada imediat următoare, în această lună, noi vrem ca chiar în această lună să le soluționăm pe toate pe care le-am depistat. E posibil să mai fie, noi avem și control intern în cadrul fiecărei case teritoriale de pensii, iar aceste erori, dacă noi le depistăm, le facem automat din oficiu, nu mai trebuie să mai vină cineva să ne sesizeze. Suntem la dispoziția pensionarilor și în această perioadă, este o perioadă grea prin care noi trebuie să trecem, trebuie să fim înarmat cu calm și asta facem și le adresez și pe această cale tuturor colegilor mei să meargă și să ofere toate informațiile pe care pensionarii ni le solicită în această perioadă. Vă mulțumesc! Să știți că mai avem și niște situații, că sunt convins că asta o să mă întrebați, niște situații obiective la nivelul fiecarei case teritoriale de pensii cu privire la faptul că este vorba de 170.000 de decizii la nivel național care încă nu au fost distribuite și nu au fost, efectiv nu au fost trimise de către colegii mei de la casele de pensii spre poștă. Pentru că din start noi aceste decizii le-am oprit pentru că avem situații în care fie că acești pensionari au intrat în sistem în luna august, ei trebuiau să primească întâi o decizie de pensie conform legii 263 și ulterior trebuiască să primească o decizie de recalculare conform legii 360 pe 2023. Avem cereri de recalculare, câteva mii de cereri de recalculare pe fiecare an, unde pensionarii lucrează, fie că lucrează după pensionare, fie că își adaug diverse sporuri cu caracter permanent de data aceasta, nu nepermanent, care sunt prevăzute de, au fost prevăzute de legea 263 pe 2010, aceste cereri trebuie întâi soluționate conform vechii legislații care a fost în vigoare până la 31 august și după ce vor fi soluționate aducându-se numărul total de puncte cu aceste cereri, cu aceste advenințe, ulterior va trebui să emitem și decizii de recalculare conform noii legi. Avem decizii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, în general în zona Mineritului, județele Gorj și Hunedoara, pe care colegii mei trebuie să le pună în aplicare și asta fac în momentul de față. Pensionarii primesc aceste decizii conform acestei decizii de ale Înaltei Curți de Casație și Justiție. Ele trebuie actualizate, acest număr total de puncte, și după aceea urmează să primim decizii de recalculare și aceștia trebuie să primească decizii de recalculare. Acestea sunt niște cauze obiective pe care vi le-am spus și în momentul când vom finaliza toate aceste operațiuni de emitere a tuturor deciziilor și a tuturor lucrărilor pe care pensionarii le au în diverse stadii în lucru, ulterior vom emite și decizia de recalculare. Mulțumesc. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru interesul pe care l-ați arătat reformei pensiilor și vreau să îi prezint și pe colegii cu care astăzi suntem în fața dumneavoastră, fiindcă aici, la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Și la... Urmărim ce se...